Este ora 15, doamnelor, domnilor, bun găsit la Regiunea în Obiective, misiunea care dezbatem informații din actualitatea Transilvană. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Cum este văzută România de la Bruxelles? Despre asta discutăm în prima parte a ediției de astăzi alături de invitatul meu, domnul Cătălin Ivan, europarlamentar, dar și despre prima bancă de alimente lansată la Cluj-Napoca. Iar la final, Andy Deisler ne aduce noutăți despre festivalul Lights On sau singurul concurs de idei pentru iluminatul festiv. Sunt subiecte interesante, sper Motive întemeiate pentru dumneavoastră să rămâneți alături de noi pe durata celor 54 de minute. Așa cum vă spuneam, domnul Cătălin Ivan, europarlamentar, este în platoul nostru. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Așa cum am și introdus pentru telespectatorii noștri tema, vă întreb, domnule europarlamentar, cum se vede România de la Bruxelles? <coughs> vă pot spune din punctul de vedere al celui care are deja 9 ani de mandat în Parlamentul European. Cu atât mai bine. România se vede ca o țară fără proiect ca o țară care și-a dorit foarte mult să stea la masa celor 28, fără să știe de ce. Doar pentru că e mai bine acolo. Suntem cu toții de acord că e mai bine în Uniunea Europeană decât în afara Uniunii Europene, dar nu e suficient. Întrebarea legitimă ar fi ne-am așezat la masă și e o întrebare pe care nu ne -o punem doar noi și o pun și ceilalți. Ce vrea România? De ce vrem să stăm la masa aia? Pentru că doar să stai la masă nu este absolut deloc suficient. N-am avut o dezbatere înainte de 2004 și nici până în 2007, când am intrat cu dreptul de pline, nici în Parlamentul Național, nici cu societatea civilă, nici în universități, care ar trebui să fie proiectul românesc al nostru în Uniunea Europeană. Poate știți dumneavoastră, dar eu nu știu. Să fie avut o astfel de dezbatere, nici după ce am intrat n-am avut o astfel de dezbatere, nici măcar acum când urmează să avem președinția uh, în două luni de zile, Așa e. nu avem o astfel de dezbatere, nici în Parlamentul național, nici nicăieri. Asta se traduce într-o lipsă de mandat. Eu, ca europarlamentar, am simțit permanent uh, lipsa acestui mandat. A fost declarațiile doamnei Corina Cretu, care merg exact în aceeași direcție pe care noastră o spuneți. A fost și declarația președintelui Claus Iohannis, care spune la un moment dat România ar trebui să facă o schimbare de statut, dintr-un simplu beneficiar a deciziilor celorlalte state, să treacă pe o poziție de negociere cu celelalte state, să impune. De ce este atât de greu? De ce nici în țară nu putem să avem o viziune coerentă despre ce facem și unde ne îndreptăm? Și evident că acest lucru, iată, se reflectă evident și în politica pe care România o duce la nivel european. Sigur că e foarte multă incompetență de lăsare, ajung oameni fără viziune în funcții importante, pentru că mecanismele interne prin care acești oameni sunt promovați sunt greșite, sunt defecte din start, Pepile, relații, nepotism, centrii de influență în fiecare partid politic, oamenii lui X, oamenii lui Y. Jocul ăsta alambicat, inclusiv între partide. Partidele mimează că se luptă între ele, dar de fapt e o complicitate pe foarte multe paliere. În contextul acesta n-ajung oameni cu viziune, oameni competenți să ia decizii importante. Premierul României, actualul premier al României a fost europarlamentar. Cumva cunoaște sau ar trebui să cunoască. Aveți rezerve în ceea ce... Eu despre Viorica Dăncilă, încă din ziua în care s-a vehiculat numele domniei sale, am spus ce era de spus. Faptul că nu e nici pe departe la locul potrivit, că e o persoană pe care nu recomandă nimic să ocupe această funcție. O știam de 9, zile, de 9 ani de zile din Parlamentul European. Cum vorbeam o cunoștință de cauză. la apropo în Parlamentul European, dacă îmi permiteți să vă întreb. Au spus-o colegi din Parlamentul European străin, care au spus că nu știau că doamna Viorica Dăncilă poate să vorbească. Deci nu mi-aduc aminte în cei 9 ani de zile Vreodată ca Viorica Dăncilă să spună părerea mea este că eu cred că ar fi mai bine să. Eu aici vă contrazic. Cred că ar trebui să fie altfel. Deci acum, după atâta timp când toată lumea a ajuns să o cunoască pe Viorica Dăncilă, tuturor le spun că eu le-am zis. La momentul respectiv, mulți îmi ziceau ești prea dur. Hai să-i dăm o șansă. Oricine merită o Prima șansă. Prima femeie, premiera din doamnă, istoria, Exact. Uh, cred că a făcut un mare de serviciu conceptului de uh, doamnă care ajunge să o, o ocupe o funcție importantă. Asta n-am piedicat-o să descindă acum uh, ceva vreme la Bruxelles și să-i certe. Pe cei de la masa mare de am care vorbeați puțin mai devreme. Uh, la, practic, sesiune după sesiune. Într-o sesiune a vorbit Viorica Dăncilă sesiunea următoare a vorbit Claus Iohannis. Deci putem să facem o comparație, deși contextul este diferit. Viorica Dăncilă venise pe o temă legată de 10 august, de un protest Sigur. înăbușit în violență, evident organizată la momentul respectiv de oameni din Ministerul Afacerilor Interne lui Liviu Dragnea, galeriile de fotbal controlate, ale unor cluburi controlate de oameni politici din PSD, și așa mai departe. Deci, o, o întreagă în scenare vizibilă, ușor de descifrat de absolut oricine. Uh, dar chiar și așa. Când mergi în Parlamentul european și reprezinți o țară, trebuie să o reprezinți cu demnitate, trebuie să ai un anumit statut, un anumit nivel al discursului. Nu poți să-ți începi discursul spunând că nu am venit să dau socoteală. Ce Parlamentul, exact. Parlamentul exact. european este prin definiție. Uh, un organism instituțional de dezbatere. Acolo nimeni nu dă socoteală nimănui. Nimeni niciodată, pe nimeni, nu poate să tragă la răspundere. Și Viorica Dăncilă după 9 ani acolo nu știa aceste lucruri sau cum, cum vă explicați această uh, luare de poziție în acest fel? Deci despre incompetența doamnei Dăncilă putem vorbi foarte mult dar este punct pentru că nu e, nu e de acolo. Nu are ce să caute și este o rușine pentru noi nu dacă este An Centenar, dar cu atât mai mult în An Centenar să avem un astfel de premier. În contextul acesta complicat geopolitic, într-un context complicat european în care uh, se reașează centri de putere, uh, se creează blocuri, se, 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 se repun pe uh, masa discuțiilor teme foarte importante, România nu poate fi reprezentată de Viorica Dăncilă. Uh, în, de la începutul anului, gândiți-vă că ca Andrușca și mulți alții ca el, din actualul guvern, vor merge și vor conduce dezbateri europene. Sunt oameni total depășiți. Sunt oameni care nu, nu vor înțelege ce se întâmplă acolo. Deci, uh, e mult mai complicat și mult mai, uh, cum să spunem, dificil contextul, iar România va fi pusă într-o situație atât de nefavorabilă, pe care nu știu cum o vom putea... Repara vreodată pentru că dacă îi avem noi aici în țară și nu și fac treaba, și fac treaba, apar la televizor, râdem de ei. De fapt râdem de noi pentru că ei iau decizii pentru noi, Încep, pentru copiii noștri. să râdem la nivel internațional pentru una. că a fost iată pamfletul când de la acolo, canalul din Franța. care. Când merg acolo, în schimb ne reprezintă și vor fi imaginea României. Degeaba le context... spunem noi că avem oameni competenți, că ei spun da, Andrușca nu e al vostru. E Ministrul Economiei. Cu alte cuvinte, spuneți că uh, Bruxelles știe foarte clar ce se întâmplă în România. Da, Bruxelles, toată lumea știe. În ziua de azi, când toată informația este pe telefonul mobil, pe uh, tabletă, pe internet, uh, circulă atât de repede informația uh, ce s-a întâmplat pe 10 august, România a, a ajuns peste tot. Toată lumea știa de violențele de la protestul de pe 10 august. Toți au văzut cum oameni nevinovați, cu mâini ridicate, luau bastoane în cap, gaze. În gaze față. și așa mai departe. Adică... Vă reamintesc, la sediul ONU din Geneva au fost proiectate imagini din timpul protestului. Nu din, există din să nu 10 se știe. August. De aceea am și părăsit grupul socialiștilor și democraților din Parlamentul European. Pentru că, din 10 august până în septembrie, când eu le-am trimis o scrisoare prin care le-am cerut să ia atitudine față de ce s-a întâmplat pe 10 august și le-am demonstrat cu. Dovezi că PSD nu mai este nici Partid European, nici Partid Democratic și cumva nici Partid de Stânga, dar asta deja contează mai puțin. Nu a existat nicio voce din conducerea socialiștilor, nici în Parlamentul European, nici în Partidul Socialiștilor Europeni, nicio voce care să condamne sau măcar să ia o poziție față de ce s-a întâmplat pe 10 august sau măcar să-și manifeste într-un mod diplomatic îngrijorarea față de uh, escaladarea. Violenței. Și ce înseamnă această tăcere? Nu? Înseamnă o complicitate tacită, înseamnă uh, că au cedat unor interese mici, unor calcule politice de moment, în sensul că nu au foarte multe guvernări în, în Europa. Uh, PSD este un partid care, cât de cât, în sondaje mai stă undeva, eu cred că nu e acolo, dar, în fine, are cât de cât un rezultat. Încă bun în, în sondaje, și atunci s-au gândit că. Anul viitor vor fi alegeri, un număr mai mare, mai consistent de europarlamentari veniți din zona PSD din România îi va ajuta să mai conteze ca și grup politic. Părerea mea, și le-am spus-o deschis în dezbaterea din Parlamentul European, e că pierd mai mult decât câștigă ținând PSD-ul în brațe. Pentru că, așa cum am spus mai devreme, informația circulă extraordinar de repede. În Portugalia, Spania, Germania, Franța, peste tot, s-a aflat. Că un partid de stânga aflat la guvernare în România a înăbușit în violență un protest care s-a anunța pașnic. Al unor oameni care trăiesc, sau care mai bine cred că să spunem sunt trimiși, au fost trimiși peste hotare și de unde susțin în foarte mare măsură economia. au plecat, care au plecat din forțat, țară, au... au lăsat copii acasă. Au -au lăsat... Plecat. E o dramă națională din toate punctele de vedere. Dacă e să discutăm pur economic, faptul că populația activă cea care uh, e creativă, își asumă un rol activ în societate, uh, poate să uh, plătească la rândul lor alte pensii și așa mai departe, N îți pleacă din țară, pentru că aceștia pleacă în primul rând, cei care sunt activi, cei care ar fi putut să lucreze. între 15 și 34 de ani arată un studiu făcut chiar acum în aceste în Înseamnă perioadă. că șansele economiei românești de a crește sustenabil în viitor sunt compromise total. Dacă ne uităm, iarăși că în Italia sunt peste 50.000 de firme românești cu capital, cu acționariat românesc, care au cifră de afaceri cumulată de sute de milioane de, de, euro. Acei tineri care au plecat, români, tineri, mai puțin tineri, care au plecat din România și și-au creat o afacere de succes în sănătate, ar fi putut să o facă în România, să creeze locuri de muncă în România. Valoarea adăugată în România. Au făcut-o în Spania, în Italia. În uh, Belgia sunt peste 6.000 de firme românești înregistrate la Registrul Comerțului. Nu numai că îți pleacă forța de muncă activă, îți pleacă uh, tinerii antreprenori. Îți scade natalitatea? Scade natalitatea și așa mai departe. Din punct de vedere social, familii dezbinate, copii crescuți de bunici, uh, soți, soții plecați, unul într-o parte, yeah. a, în altă parte, divorțează. Că, îi duce viața în zone diferite, toate dramele astea adunate nu sunt deloc în, în preocupările clasei politice. la PSD Dar vine doamna, doamna Aliaul Guța Vasilescu și spune clar uh, economia Duduie, mărim salariile, convingem, trebuie să convingem cumva diaspora să se întoarcă, pentru că România pe care au părăsit-o nu mai e așa acum, acum e înfloritoare. E o ipocrizie. Păi cum, cum să-i cheme uh, sau să-i convingă să vină înapoi? Dacă îi pun să dea declarații pentru cei 2000 de euro sau cât trimit, să dea declarații. Marii contribuabili din România nu sunt deranjați de ANAF, nu-i caută nimeni. Legea e făcută în așa fel încât lupta împotriva evaziunii fiscale sau lupta împotriva spălării banilor să fie amputată din start. Informațiile care ajung la Centrul pentru Prevenirea Spălării Banilor în România ajung exact în același format la ANAF, unde la ANAF astăzi este un om al lui Liviu Dragnea. Deci dacă cineva din anturajul lui Liviu Dragnea, nu zic Liviu Dragnea, spală bani sau are bani din diferite afaceri necurate, păi până ajunge dosarul de la centru de spălare a banilor, la DICOT sau pe unde ajunge ca să se creeze, el a avut șase luni de zile să șteargă urmele. Un avans de șase luni de zile pentru orice infractor în România, dacă are o relație suspusă. În contextul ăsta nimeni uh, nu vine în, în România. Vorbesc foarte mult cu cei din diaspora și exista acest mit că cei plecați nu vor să vină. Peste 80% s-ar întoarce Ar mâine. Și nu vor neapărat salarii mai mari. Vor condiții mai bune pentru copii, adică o școală, grădiniță, servicii publice de calitate, spitale. spitale și așa mai departe. Și vor să nu mai fie corupția care este în România. Vor pur și simplu să li se dea speranța într-un viitor mai bun. Ei au plecat din România, nu pentru că era greu și pentru că nu mai aveau speranță. Ar fi suportat mai greul ăsta dacă era spre bine. Dar de nu spitale, mai exista speranță. Ați pus puțin mai devreme școli mai bune, autostrăzi, sunt lucruri care s-ar putea foarte bine realiza pe bani europeni. Aveți vreo explicație de ce nu vrem să-i luăm? De ce? Faptul că eu nu am o explicație și eu sunt foarte înverșunat pentru că îi știu. Și le-am spus-o de foarte multe ori politicienilor cu care interacționăm, că dacă oamenii ar ști cum sunt în realitate, dacă ar ști gradul de, de ticăloșie și de rapacitate la a fura cât mai mult, a se lăfăi într-un lux care nu li se cuvine, numai dacă le luăm politicienilor din România vacanțele, atât. Unde își petrec politicienii din România vacanțele? Veți vedea că cumulat pe an, o familie de politiciani din România. Cheltuie peste 20-30 de mii de euro Numai pe vacanță Și zic, am dat așa, dar e mai mult decât atât Nu justifică doar banii ăștia Apoi unde-și fac școlile copiilor unde, unde stau Unii stau la bloc, dar și-au cumpărat două etaje din blocul respectiv Dar stau la bloc Adică în tot contextul ăsta veți vedea că există un lux nemeritat Se creează în România o clasă de mijloc Spre superioară, o elită falsă, din acești copii mici la studii, dar din bani furați, din... și se inversează valorile în societate. Eu nu înțeleg nici până astăzi de ce nu atragem fonduri europene pentru spitale, pentru școli, pentru infrastructură. De ce nu se fac autostrăzi în România? Domnul Vâlcov declara pe Facebook despre faptul că, de fapt, fondurile nu sunt așa cum susține doamna Corina Crețu de mari, că un parteneriat public-privat ar fi mult mai, mai bun în acest sens. Credeți în aceste explicații pe care, pe care domnia sa le furnizează? Eu sunt în favoarea parteneriatului public-privat acolo unde nu ai alte soluții sau unde uh, investiția este foarte mare și efortul pe care trebuie să-l faci tu ca stat te oprește sau îți ia prea mult din buget și nu mai ai pentru alte cheltuieli. Și atunci, ca să faci totuși investiția, te asociezi cu un privat, el își recuperează într-un anumit timp investiția, are o marjă de profit și apoi îți rămâne ție. E bun parteneriatul public-privat, dar în contextul în care Comisarul European, Corina Crețu, spune că sunt miliarde pe care noi nu le luăm. Pentru că... cele... Patru spitale regionale, se vorbea ieri, pentru școli, pentru autostrăzi, exact, pentru exact. ceea ce ar putea să lege Olanda de Constanța în termen de porturi. Deci Chiar în condițiile în care tu ai o paletă foarte largă de mecanisme financiare, de instrumente financiare care să sprijine investiții, Banca Europeană de Investiții, Banca de Dezvoltare, ele pot fi create în tot felul de mixuri financiare. Poți să iei niște bani, unul împrumut de la Banca Europeană de Investiții, cu asistență uh, tehnică, cu experți care să vină să lucreze din altă parte, cu fonduri europene, cu o contribuție minimă și de la tine. Când tu nu faci lucrul ăsta și nu atragi... Cel mai bun exemplu este uh, acest program pentru investiții strategice europene. Un, un fond creat de Juncker pentru proiecte foarte mari, mai mari decât cele finanțate pe proiecte, pe programul de infrastructură mare. Bulgaria, acum un an de zile, era în primele cinci țări ca proiecte depuse și sumă cumulată atrasă. România era pe ultimul loc cu zero. Au venit experți de la Uniunea Europeană la București să întrebe pe ai noștri. Pentru că nu e logic. Și răspunsul? Nu au avut un răspuns foarte, foarte clar. Că se lucrează, că se caută proiecte și așa mai departe. Eu zic că este foarte multă incompetență. Eu nu cred că acești oameni urăsc România și efectiv nu vor ca România să se dezvolte. Eu chiar cred că, pe de o parte, sunt incompetenți, nu pot și îi vedem. Îi vedem la televizor, se vede cu ochiul liber. Nu trebuie să mai zic eu că nu nici, unul dintre, nici unul din toți miniștrii guvernului Dăncilă nu e la locul lui, nici măcar unul. Și în jos pe secretar de stat la fel. Dar pe lângă incompetență este și foarte multă corupție. Până e... la 80% din persoanele care trăiesc în diaspora, spune invitatul meu, domnul Cătălin Ivan, europarlamentar, s-ar întoarce în România dacă nivelul corupției ar fi mai mic. Apropo de asta, corupția ucide. Chiar ieri, la comemorarea celor trei ani de la colectiv, atunci când jurnaliștii au întrebat-o pe Viorica Dăncilă ce are de declarat, de spus. S-a întors, a plecat. A venit mai târziu cu o, o explicație, n a auzit întrebarea. A urmat un comunicat de presă în care, evident, încuraja familiile celor rămași, îi deplângea pe cei plecați dintre noi din acest lucru, pe care domnia asta numea incident. Vorbim, de fapt, despre o tragedie. De, de e una dintre cele mai mari tragedii din istoria modernă a României. Uh... Și mai mult decât atât, se spune că lucruri nu s-au schimbat. O spune fostul ministru al sănătății Bănicioiu. Dacă astăzi s-ar întâmpla un colectiv în România, am fi și mai puțin pregătiți. Asta a declarat. Despre colectiv nu găsesc cuvintele. Adică nu știu ce aș putea să spun ca să acopere tragedia și drama celor care au rămas să-și plângă copiii moți la colectiv. Și asupra supraviețuitorilor care s-au care uh, uh, o foarte dramă, multe bacterii o... în, în nu spitalele numai, dar au din rămas, Au rămas și cei care au rămas în viață, Sigur. au rămas cu sechele și cu... Și fizice și psihologice. S-a închis în același timp singura bancă de piele din România, între timp. Pe lângă această dramă, greu de deschis în cuvinte, clasa politică n-a învățat nimic. Decidenții politici sunt aceeași și vorbesc cu aceeași seninătate. Viorica Dăncilă n-a răspuns pentru că nu aveam punctaj cei care îi fac celebrele foi de pe care citește, probabil că n-au prevăzut această întrebare, deși era logic că va fi o astfel de întrebare. Erau trei ani de la colectiv. Nu s-a învățat absolut nimic. Cei de la inspectoratul pentru situații de urgență sunt mai drastici cu avizările. Adică aici controlul este mult mai strict decât era înainte de colectiv. Deci din punctul acesta de vedere, colectiva a însemnat un punct de inflexiune și controlele sunt mult mai dure. Dar colectiv nu s-a întâmplat doar din acest motiv. Sunt foarte mulți factori cumulați care au dus ca uh, să se întâmple ce s-a întâmplat la colectiv și mai mult decât atât, reacția sistemului de sănătate din România să fie cea care a fost care efectiv practic n-a avut nicio reacție. A trebuit să-i ducem în alte părți să reacționeze. Nu pentru că n-am avea doctor, pentru că n-aveau cu ce doctor respectiv și eu cred aici pe Nicu Bănicioiu că nici astăzi dacă Doamne ferește s-ar întâmpla ceva similar, nu ar avea cu ce să intervină și alternativa, partid de noi oameni noi în politică, ce părere aveți despre acest aspect? sunt ultimele minute ale intervenției noastre pentru că e nevoie de o schimbare radicală în România, nu mai putem vorbi de uh, soluții mai bune uh, soluții călduțe puțin mai bine, e nevoie de o schimbare profundă a modului de a face politică a modului de a aborda problemele societății. Alternativa pentru demnitatea națională este un proiect care pune accent pe este un antipartid antipartid este este o construcție total nouă care este la 180 de grade de tot ce înseamnă orice partid din România ați lua astăzi. Se bazează pe transparență totală se bazează pe meritocrație. Membrii sunt promovați doar pe criterii de competență și pe muncă în partid. Este un partid care va avea permanent toate cheltuielile și resursele financiare la vedere. Este un partid care nu va lăsa nicio secundă loc interpretărilor că nepotismul, clientelismul sunt imposibile pentru că mecanismele interne de funcționare, folosind toate tehnologiile moderne pe care le avem, astăzi nu va face posibil acest lucru. Am spus încă de la lansare că ADN nu va face alianță cu niciun partid care a fost vreodată la conducere în România, nici mă, chiar dacă a fost doar pentru o singură zi. Cu absolut niciunul. Deci este o alternativă radicală la tot ce înseamnă actuala clasă politică, iar din partea ADN, pe toate subiectele pe care vom discuta, vor vorbi numai oameni extrem de competenți, validați de comunitățile din care fac parte. Accidente, cum este acest guvern, accidente cum se întâmplă în administrația locală și în, peste tot pe unde vă uitați, nu vor fi posibile pentru că uh, cei care își vor asuma responsabilități publice din partea Alternativei pentru Demnitate Națională vor fi oameni foarte competenți, validați în interior, dar validați și de comunitățile din care fac parte. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în uh, emisiunea noastră, Regiunea în Obiectiv. Mult succes pe mai departe! Mulțumesc mult și eu pentru invitație!